Ia uitați dușmanii. Pleacă ăștia de la FCSB la stadion. Ha-ha, mergem acum și vă dăm 2-0, băieții. Dacă vrei articole sportive la cel mai bun preț, intră chiar acum pe Argol și folosește codul Bercea pentru 10% reducere. Aici găsești ghete de fotbal, mingi și echipamente pentru multe alte sporturi. Nu uita, ai link în descriere. Bine v-am găsit, amici mei, la un episod foarte, foarte special, pentru că astăzi mergem la meci, joacă Universitatea Craiova versus FCSB versus Steaua, pentru că mie așa îmi place să zic, îmi asum amenziile și așa. Astăzi este un meci crucial, un meci cu 31.000 de oameni în tribună, deci stadionul este arhi plin deja. O să fie cu coreografie, o să fie frumos, o să fie absolut incredibil, pentru că este meci care bate astăzi are șansă mare la campionat, adică mare o șansă în plus. Care pierde probabil a ieșit din cursa pentru titlu. O să fie un meci nebun. Sper, Doamne ajută, să bată Craiova. O să mergem astăzi la lojă cu Ianis ca să vedem de sus cum se vede și coreografia și tot. O să fie ceva incredibil de frumos. Băi, deci dați acum like-uri pentru că o să fie unul dintre cele mai tari meciuri pe care le-ați văzut în România, mai ales în ultimii ani. Așa că, nu știu, eu o să dau scorul corect acum 2-0. Deci fiți atenți, rămâne între noi. Eu zic 2-0. Ia uitați-l, băieți, a venit și Ianis. Ianis, salut, salut. Scorul corect, 3-0. Rapid, 3-0, tu zici 3. Știi cât am zis eu? 2. Mamă, Doamne ajută. Nu că vreau să mă laud, dar asta acum cu Ianis, nu știu ce să facem. Ori să ne riscăm cu 40 de kilometri să ajungem, ori dacă nu, să mergem să băgăm, dar pierdem timp. Hai să băgăm, că mi-e frică. Gata, băieții, am salvat situațiunea, am băgat și motorină, dar e groasă treaba, probabil o să fie foarte aglomerat, dar mai avem o oră și jumătate până începe meciul. Eu vreau să fiu acolo, să fac echipa de start, primul 11. Mamă, dacă batem astăzi, deci gândiți-vă în felul următor. Dacă batem, venim la 5 puncte de Farul. După care avem meci direct cu ei, dacă îi batem, mai sunt 2 puncte și mai avem meci cu Rapid, CFR și cu Sepsi, fără Farul. Deci încă 3 meciuri. Deci practic, bă, tu seama, eu acum dau un pronostic. Dacă batem în seara asta, și cred că o să bată una dintre cele două, nu o să facă egal pentru că nu le avantajează pe niciuna. Dacă bate una dintre ele astăzi, o să, sau dacă bate Craiova, Doamne ajută, dacă bate Craiova, eu zic că meciul de campionat o să joace în ultima etapă acasă cu Sepsi, unde o să ieșim campioni, atenție, oracolul din Craiova, și o să vă zic că Craiova o să ia campionatul. Uite, să-mi ziceți voi mie în comentarii dacă nu e așa. Gata, băieții, am ajuns aici. Totul pregătit în gazda noastră. Aici ne uităm pe Premier League și aici suntem pe Liga 1. Practic, mi-am luat o cafeluță, stăm aici cu Ianis. Așteptăm să facem primul 11, știi? Sunt patronul echipei pentru 24 de ore și stau aici toți la lojă și fac schimbările. Dau un telefon, dar e problemă că n-ai semnal aici. Dar a trimit un biletel, scoate-l până la, bagă-l pe la. Așa, să te gândești să faci echipa, ar fi mișto de tot. Gândiți-vă că mai sunt fix 52 de minute până începe meciul și deja sunt vreo 15.000 de oameni. Adică se și aude. Mamă! Așa huiduiel n-am auzit în viața mea. Așa se primesc fostele glorii ale Craiovei.
Acolo este și galeria Stelei. Ce atmosferă, no, n-am mai văzut în viața mea așa ceva, este prima dată când asist la un asemenea spectacol. Așa e la Craiova. Și așa va fi mereu. Uitați-vă, mi-a zis că a ajuns la 90 de decibeli și normala este 30. Mingea a dat în bară și a stat pe linie. A stat pe linie, nu cred așa ceva. Ghinion curat. Din păcate, 1-0 pentru FCSB, gol Companio. Singura lor mare ocazie asta a fost și au dat gol. Așa se întâmplă mereu. Nu pot să cred așa ceva. Deci mi se pare incredibil, frate, cum... Asta e singura fază periculoasă și au dat gol. Companio nemarcat. Da. Pauză, băieți, 1-0 pentru FCSB, gol Companio, minutul 45, ceva de genul. Singura fază asta este să sperăm că în repriza a doua egalăm și după care dăm golul victoriei. Deci,
Începem bine a doua repriză, ocazie. Bunicica aici nu a fost foarte periculoasă, dar a fost. Contează că a fost. Doamne ajută! Ce pas a dat Marković, dar din păcate Golici n-a prins-o cum trebuie. Ce ocazie! Nu pot să cred așa ceva! Incredibil! Ce paradă! Tămăvanu, paradă de paradă! Aici, la reloare! Ia să vedem, a fost sau n-a fost? A fost înainte arbitrului? Este penalti, hai! A sărit, cred că, și a dat cu ea în pământ. Nu se poate așa ceva. Nu știu dacă m-ați văzut vreodată în viața voastră plângând, dar cred că astăzi o să plâng pentru prima dată în fața camerei. Nu pot să cred așa ceva. Mi se pare că a venit la VAR, dar nu știu pentru ce. Ia să vedem. Penalti din nou! Incredibil! Din nou penalti. Ideea este că sunt 6 minute de prelungire și se spusese abia 1. Deci șansa ar mai fi la 2-2, dar nu știu cât ar ajuta un egal pentru ambele. Gol Golici. Hai că mai avem timp. Și stați liniștiți cei care sunteți supărați pe Ivan. Ăla nu a fost penalti ratat, ăla a fost un accident, probabil ceva alunecat sau gazonul. Ratează el Cristiano. Despre ce vorbim? Se mai întâmplă. Da, băieții, asta a fost și Ianis aici, suntem amândoi, suntem. Se poate mai așa ceva. Bă, ăsta e fotbalul, dar fii atent, hai să spun. Am jucat
foarte bine. Am fost peste ei la toate capitolele în afară de goluri. Chiar nu sunt supărat deloc, pentru că băieții chiar au jucat, am avut ocazii, am avut posesie, am avut absolut tot. Și nici m-am uitat pe statistici. Ivan, chiar dacă a ratat, asta e, se mai întâmplă. Mai ratez și un penalti, pentru că el de obicei nu iartă, de la 11 metri a dat atâtea goluri din penalti. Asta este, se mai întâmplă, nu e capăt de lume, băieții au jucat foarte bine. Din păcate, șansa la campionat s-a dus, dar încă ne luptăm acolo pentru primele 3 locuri. Și să vă dau așa o bombă, sincer, acum îmi doresc ca Steaua să câștige campionatul. În momentul de față, FCSB și Universitatea Craiova joacă cel mai frumos fotbal din play-off și cred că FCSB merită să câștige campionatul și chiar m-aș bucura. Și noi să fim acolo în primele 3 și asta este. A fost un sezon ok, dar chiar am jucat bine astăzi. Eu sunt foarte mulțumit de jocul de astăzi. Deci echipa chiar a arătat că joacă un fotbal foarte frumos, dar asta este. Dacă nu vrea să intre, nu intră. Am avut foarte multe ocazii. Așa că nu uitați să apăsați și voi pe butonul de like dacă mai vreți vloguri de la meciuri. Eu am fost Bercică și v-am pupat. Pa, pa, seara bună!